Potrivit procurorilor, în schemă erau implicate 3 persoane. Acestea au primit de la administratorul unei firme din capitală actele care certifică faptul că zahărul, cu o valoare de 252.000 de lei, indicată pe factură, este de origine autohtonă. Cu aceste acte urmau să transporte marfa în municipiul Chișinău pentru comercializare. Deci zahărul a fost importat pe segmentul transnistrian din Ucraina, a fost reambalat în saci pe care au fost aplicate etichete ale unor producători autohtoni, după care, sub acoperirea unor facturi false, era preconizat de a fi pus în vânzare pe piața internă Republicii Moldova. Camionul cu marfă de contrabandă a fost oprit pentru verificare pe traseul Aneninoi-Chișinău de către colaboratorii echipelor mobile ale serviciului Vamal, care au ridicat lotul de zahăr și mijlocul de transport cu care acesta era transportat. Cei 3 învinuiți au fost reținuți și se află în arest preventiv. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 10 ani de închisoare.